Timp de 3 zile, Iașul a fost sub asediu. 10 de ambulanțe au gonit pe străzile orașului. Unitatea de primiri urgențe a Spitalului Sfântul Spiridon a fost supraaglomerată, iar echipele SMURD ale pompierilor au lucrat la foc continuu. Toate acestea au făcut parte dintr-un scenariu aparent de groază, dar care măsoară viteza de reacție a autorităților în caz de calamitate. Simularea a fost organizată în Iași și București pentru a calcula timpii de reacție în cazul unui cutremur cu magnitudinea de peste 7 grade pe scara Richter. În primele 24 de ore au fost înregistrate peste 3.000 de victime și 1.500 de răniți. Girofarele au alertat întreg orașul, pus în scena unei tragedii asemenea celei din Italia. Bineînțeles, au fost semnalări la Iași că au existat anumite întârzieri în preluarea apelurilor la serviciul de ambulanță, lucru care îl verificăm pentru că și am avut o videoconferință cu Iași astăzi dimineață, dar în mod normal acest lucru n-are de ce să se întâmple pentru că de la Iași nu au fost sustrate forțe care să plece de la serviciul de ambulanță în altă parte și în același timp la planificarea exercițiului a fost foarte clar explicat că nu se afectează structura de intervenție de bază și rămâne aducerea oamenilor de acasă. Cu toate acestea, ieșenii sunt încă sceptici în ceea ce privește forțele de intervenție. Oricum, la noi nu-i ca în afară. Încă nu suntem pregătiți pentru astfel de evenimente. Credeți că se va întâmpla cum a fost și cazul de la colectiv? Care au ars copii. S-a mai învățat ceva de atunci, s-a mai schimbat, nu știu ce să zic. La finalul acestor exerciții se va trage linie și se va vedea concret care aspecte nu sunt funcționale în sistemul medical.